Salut, eu sunt Ștefan de la Smart Home Systems și astăzi vă voi prezenta noua gamă de dispozitive KNX lansată recent de Schneider Electric, care se numește Space Logic. Noua gamă de echipamente Space Logic KNX produse de Schneider Electric a ajuns și la noi pentru testare. Așadar, în acest video vă voi prezenta doar care sunt noutățile acestor dispozitive. Să începem cu sursele. După cum bine știm, sursele alimentează o linie de comunicație KNX și au o tensiune de ieșire de 30V curent continuu. Noile surse produse de Schneider Electric vin în 3 configurații. Sursa de 320mA, aceasta este noua sursă de 320mA, sursa de 640mA okay. Aceasta este sursa de 640 și noua sursă de 1280mA. Aceasta este noua sursă de 1280mA. Această sursă de 1280 permite conectarea pe o singură linie KNX până la 256 de dispozitive. O altă noutate este faptul că se pot conecta două surse în paralel pe aceeași linie KNX fără a mai fi limitați de acea distanță între surse de 200 de metri. Singura condiție este să le folosim pe cele de 320mA și de 640mA și nu pe cele de 1280mA. Avem și un nou actuator KNX care se numește Space Logic Actuator Master, capabil să controleze maxim 8 circuite normale, on-off, cum ar fi cele de iluminat sau 4 circuite de jaluzele. Acesta este noul actuator. Ce este special la acest actuator este faptul că permite adăugarea de extensii. Avem aici și o extensie. Aceasta este extensia. Așadar, dacă avem nevoie de mai multe canale de control, putem adăuga încă două extensii de câte 8 canale fiecare cu ajutorul acestor cabluri de comunicație. Avem aici și cablurile de comunicație care se găsesc în varianta mai scurtă sau varianta aceasta mai lungă. Așadar, dacă avem un master, o extensie, cu ajutorul acestor cabluri putem extinde actuatorul nostru, după cum vă ziceam, cu mai multe canale pe care le folosim la iluminat sau la control jaluzele. Un alt avantaj ar fi faptul că în sistemul KNX vom folosi doar o adresă individuală și nu trebuie configurate 3 dispozitive KNX diferite. Și în cazul dispozitivelor KNX pentru dimare avem noutăți și anume noul Space Logic KNX Dimming Master, capabil să controleze două circuite de iluminat dimabil de 350W fiecare. Acesta este dispozitivul de dimare Master. Putem așadar controla între 0 și 100% cu ajutorul lui lămpi cu incandescență, cu halogen și lămpi LED dimabile. După cum bănuiți, pe lângă acest master se pot conecta încă două extensii de dimare,
cu câte două canale fiecare. Aceasta este extensia. De asemenea, acest master de dimare permite și adăugarea unor extensii precum cele de actuator prezentate mai devreme, deci putem face o combinație în funcție de proiect. Așadar, să avem parte de dimare combinată cu parte de jaluzele și iluminat. Conectarea acestora se realizează la fel prin intermediul acestor cabluri de conexiune între ele. Un alt dispozitiv nou KNX din gama Space Logic este KNX DALI Gateway Pro 2.0. Acesta este noul dispozitiv DALI Gateway. El este un dispozitiv care face comunicația între protocolul de comunicație KNX și DALI. Nu vom intra foarte mult în detaliu pentru că vom face un alt video despre sistemul DALI și avantajele acestuia, dar voi spune câteva noutăți. Acest gateway DALI permite controlul de până la 64 de balasturi electronice care se pot controla atât individual cât și pe grupuri, maxim 16 grupuri. Putem controla și circuite de bandă LED, RGB sau RGB wide, dar și modificarea temperaturii luminii de la lumină rece la lumină caldă în funcție de perioada zilei. Putem programa acest dispozitiv și prin web server, asta înseamnă că îl putem conecta la rețea și configura de pe laptop sau chiar tabletă. Plus alte funcții care țin de KNX Data Secure, care criptează datele schimbate cu alte dispozitive KNX. O altă noutate este un senzor de prezență KNX, foarte mic. Avem și noi aici. Acest senzor KNX este unul dintre cele mai mici dispozitive pe care le-am văzut până acum. El se montează în tavanul încastrat, într-o gaură de 65 de mm. Schneider Electric a schimbat și gama de produse KNX de sistem. Avem aici o interfață USB, USB Space Logic. Această interfață de date se folosește pentru a conecta calculatorul sau laptopul la linia de comunicație KNX. Ea poate fi folosită ca interfață de programare pentru software-ul ETS și, după cum se vede, în sfârșit au introdus și conectorul Type-C. Următorul device este couplerul. Coupler Space Logic KNX este același coupler, dar într-un design mai compact. Acesta conectează două linii de bus, cum ar fi o linie principală KNX cu o arie KNX. Device-ul suportă KNX Security, această opțiune putându-se activa din software-ul ETS. Așadar, acest coupler se asigură să avem o comunicație securizată. Putem merge mai departe. Interfața IP din gama Space Logic. Interfața IP Space Logic se folosește ca interfață universală între PC și KNX bus, având capacitatea de a accesa busul din orice punct din LAN. Interfața aceasta suportă KNX Security, însă trebuie activată din ETS și permite maxim 8 conexiuni în modul tunneling. Mergem mai departe la IP router. Acesta este Space Logic KNX IP router.
care ajută la transmiterea telegramelor între diferite linii prin LAN sau ca și Fast Backbone. Acesta poate fi folosit și ca interfață de programare între PC și busul KNX, iar la fel ca cel de dinainte, suportă KNX Security. Adresa IP se poate seta prin DHCP sau prin configurație ETS, iar funcționarea se realizează după specificațiile KNX Net IP. Și ultimul dispozitiv nou lansat de Schneider Electric este serverul Wiser KNX. Cu ajutorul acestuia putem realiza interfețe de comunicație și multe alte funcții, inclusiv conectarea sistemului KNX cu Alexa. Nu îl avem în momentul de față, dar cu siguranță îl vom testa și prezenta cu prima ocazie. Sper să vă ajute această prezentare în momentul în care optați pentru un sistem de automatizare KNX. Dacă sunt dispozitive KNX sau subiecte pe care doriți să le prezentăm, vă rog să ne scrieți în secțiunea de comentarii și vom face tot posibilul să le aducem într-un nou video. Dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te la canalul nostru de YouTube, folosim butonul de subscribe și până data viitoare te aștept pe site-ul nostru smarthomesystems.ro sau pe pagina noastră de Instagram Smart Home România.